dimineața și la mulți ani România, la mulți ani dragi români. Iată că și în acest an, așa cum tradiția e la Dărmănești și nu numai în întreaga țară, ne strângem cu mic, cu mare, în haine de sărbătoare, să cinstim cea mai mare zi a nației române. Ziua Națională a României. Vă propun să începem ceremonia de astăzi cu intonarea imnului de stat. Mulțumesc celor prezenți astăzi, consilieri locali, preoți, reprezentanți ai instituțiilor locale și nu numai. Mulțumesc copiilor care, îmbrăcați atât de frumos, au venit alături de noi să sărbătorim Ziua Națională a României. Sigur că despre Ziua Națională a României se poate vorbi foarte mult și, în primul rând, trebuie să ne reamintim de acei oameni deosebiți care au reușit să facă acest deziderat să se poată întâmpla atunci în 1990.
18 și în perioada premergătoare. Sigur că a fost o generație de aur, a fost o generație care poate a înțeles mai mult ca oricând că o nație puternică este atunci când toate sufletele care simt și trăiesc la fel se strâng în granițele aceleiași țări. Poate că în 1914, 15, 16, în primul război mondial, era greu de gândit că România poate să devină dodoleață așa cum am găsit noi scris în cărțile de istorie. Iată că acest lucru s-a întâmplat și, repet, datorită acelor oameni deosebiți pe care acest neam i-a avut. Dacă pornim de la, nu știu, Burebista, de la Decebal, știm cum au unit toate triburile pentru a deveni o nație puternică. Ajungem la marii voivozi ai Moldovei și nu numai. Ajungem la Mihai Viteazul, care pentru prima dată a reușit sub același sceptru să unească țările române și această dorință de unire, de a făuri un stat puternic, a existat poate în mintea decidenților de mai bine de 2000 de ani. 1918 a venit să încununeze această muncă și acest efort de 2000 de ani prin consfințirea Marii Unii. Sigur că nu, acest lucru nu s-a întâmplat de la sine și nimeni n-a venit să ne roage să facem un stat mare. Mii și mii și poate sute de mii dintre ai noștri au murit pe câmpurile de bătălie și ne amintim de 1877, 1916, 44 și așa mai departe, câți dintre ai noi, dintre ai noștri și-au pierdut viața încercând să facă acest deziderat să se întâmple. Tuturor trebuie să le păstrăm veșnic amintire, iar noi, generațiile care suntem astăzi, trebuie să ducem mai departe această strădanie a neamului românesc de a ne uni și de a dăinui peste veacuri într-o țară mare și frumoasă care se numește România. Pentru jertfa acestor eroi, rog preacucenicii părinți să facem o slujbă de cinstire, de mulțumire, după care vom intra pe programul pe care l-am stabilit. Vă rog! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Domnul să fie cu voi. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele eroilor noștri, ai patriei și ai credinței, ca iertați fiind de păcate și împăcați fiind cu Tatăl, să fie primiți de umerii bunului păstor în împărăția regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse palnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră vine, ba chiar și morții te-ai supus și ai învins prin ea dușmanul pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta și atunci când vei veni la nuntă, voi își te vom întâmpina. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care în lume au plecat, în veșnica lumină să te slăvească neșteta. Doamne, miluiește-i! Hristoase, miluiește-i! Doamne, miluiește-i! Tatăl nostru, care ești
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este robul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amen. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeule, Părinte atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți. Te rugăm, întărește-ne în speranța, că și pe răposații noștri, eroi patriei și ai credinței noastre, îi vei învia la viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să se strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață băgătoare și nedespărțite între ei, totdeauna, acum și pururea și în vecii așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Aminuiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea tot de lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Aminuiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutine, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru iubitoare de Hristosoase, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească jertfenicul său cel mai crezut de cerul mulțit, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum ne vrem cel robilor săi, cu durare să ne miliască pe noi, Domnului să ne rugăm. Pentru binefacerile pe care le-am primit de la dânsul, ci caută mâine cu bun miros bineprimită să-i fie lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă
credincioși totdeauna să o împlinească, să îi îndrepteze spre bine și omilor schipurile, să dorească de tine facem nouă și sfinte sale biserici și întregului său un popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să izbădească Sfânta Biserica sa, sara aceasta și pe noi toți, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și totdeauna în sănătate, într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, să ne păzească pe noi credincioșii și să-i rog Domnului să ne rugăm. Pe
mare departe și milostive să pute milostiv cu nouă față de păcatele noastre și miluiește de noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Domnului să ne rugăm. A cărui mire este nemăsurată și bine de oamenea bine ajunsă la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, că nici rău nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul, Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile rodilor tăi și cu milostivire, i-ai învrednicit al însepnii cerurile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne ascărind dreapta credință, în dragostea aceea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și-a domândit ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toate reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește inimile judecătorului, Duhul cel drept, lumina care luminează și învață adevărul. Revarsă-n păstorii sufletește poporului tău, Duhurile păgării de sine pe care le-a dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insufla ostașilor noștri, liturgia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către sate. Iar pe noi pe toți se învrednicește-ne să spălim în fapte bune care fac pe oameni după chipul și asemenea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari unii, pe toți eroii ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisoare pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, pe cum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se cremărește numele tău. Și ne îmbrădicește pe toți, ca totdeauna, mulțumire să te aducem și de cea bune să grei și să-ți cântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului și de viață rugătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii, vecii noi. Slavă ție Hristoase Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Cu rugăciunile Sfinților, Dreptilor Dumnezeu și Părinților Achim și Ana și cu tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Bine credinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și-i păzește într-o mulțane, mulți ani trăiască.
Yeah.
Moisei Alexandrii, plecat al 9 din Vaslui și cu sergentul 10. Era său nimănui, un piept din mare rece, voios ca sol în cel ușor, ce zboară de pe munte, avea chiar pene la picior și avea și pene în frunte. Toți dorobanți, toți căciulari, români de viță veche, purtând copii, sumani, pițari și cujma pe ureche, ne dase nume de curcan, un hâtru bun de glume, noi lângă vacan am schimbat porecla repede. Din câmp de acasă, de la plug, plecam pe masă vară, ca să scăpăm de turci, de jur, sărmana scumpa țară. Așa ne spusese în graiul său, sergentul mătrăgună, și noi ne-am dus cu Dumnezeu, ne-am dus cu voie bună. Oricine în cale ne întâlnea, cântând în gura mare, stătea pe loc, s-a devenea, cuprins de admirare. Apoi intrea că ne întreba de merge la vreo luptă, noi răspundeam în vohut, ba, zburăm la luptă, cum? Cu zile merge, dragi mei, și să veniți cu zile, ziceau atunci bătrâni, femei și preoți și copile. Dar cel sergent, fără de musteți, rămânea, să n-aveți teamă, românul are 7 vieți în pieptul de aran. Ah, cu ea ar fi trecut privând și ar fi crezut vreodată că mulți lipsi vor în curând din mândra noastră ceată. Priviți, din nou atât eram și cu sergentul 10 rămas am singur eu și am în piept în oareche. Doina, de Mihai Enescu, de la Nistru până la Tisa, tot românul pânsenisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, vin muscarii de acălare, de la mare la Hotin, mereu calea ne-o ațin. Din Boian la Vatra Dornii, au umplut o mii de pornii și străinul tot de Paște, de nu se mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmanii care, din sat mari până să cere numai vaduri ca acele. Vai de biet, român săracul, îndărât tot de caracul, nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna, toamnă, nici e vara, vara lui și străin în țara lui. De la turnul Dorohoi, cu dușmanii cu voi, și se așează pe la noi, și cu vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară păsările toate de neagră străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, codul, frate cu românul, de secure se tot pleacă și zboarele îi seacă. Sărac în țara săracă, cine-au îndrăgit străinii, mâncarea inima câinii, mâncarea casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Cusnau nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le bată, ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te auzi din cor sunând și Moldova adunând. Avem atâtea
Întinsă pe munți și pe voi, cu fete cu flori la ureche, cu mândri și
trage flăcăi. Frumoasă mi-e țara cea nouă, când râde cu râs mereț, când râde grădina când plouă și florile când înfloresc. Nu vrem să ne unim cu țara, de Vasile Poema. Noi vrem să ne unim cu țara, unicii noștri au decis, la Alba Iulia punând, în fapt stăreitul nostru vis. La 1 decembrie mai blând, istoria privește noi, ce înalță în soare rând pe rând, dar chipul de români eroi. Să ne amintim mereu de ei, să-i prețuim, căci ne-au dat viață, mereu să căutăm în ei tărie, încredere, copață. La 1 decembrie am zis, în suflet limpede, și nouă. Urmează ceremonia de depunere de coroane și de gerbe și aș vrea să văd acolo la pupitru dacă au găsit soluții, da? Imediat o să înceapă. Rog poliția locală, da? Depune coroane primarul orașului Dărmănești, Consiliul Local, Poliția orașului Dărmănești, Liceul Tehnologic, Școala 2 și înțeleg că și organizația PSD Dărmănești.
de domnul viceprimar. Și prezent. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români!